Bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta norări temporar accentuate și pe arii extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindina. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău, temperatura maximă a urcat până la 24 de grade, iar minima s-a oprit la 17 grade. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme caldă, dar instabilă cu averse de ploaie. În șmreul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 26 de grade și minime de 16 grade Celsius. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zile va urca până la 25 de grade, iar minima va coborî la 16 grade. În Jiboș, Cehu, Silvanie, meteorologii estimează o maximă de 25 de grade și o minimă de 16 grade. Miercuri, temperatura maximă nu va trece de 22 de grade și cea minimă va scădea la 16 grade. Joi, mercurul din termometre va urca la 24 de grade și minima scade la 16 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!